cel mai bun drept la replică e faptul că vorbești acum cu mine și ai vorbit cu un nou viu. Poți să spui că l-ai sunat pe Silvestru Șoșoacă și că era chiar viu. Glumesc. Certificatul de naștere. Noi acum știm cu siguranță că înainte de a avea buletin ai un certificat de naștere. Și în acel certificat de naștere numele nu e Șoșoacă în dreptul ei. În schimb, eu da, sunt Șoșoacă. Familia Șoșoacă se trage doar din județul Vâlcea, punctul de plecare a fost Comuna Pietrari, județul Vâlcea, adică undeva lângă Govora Băi, de unde mă trag și eu, și eu sunt Șoșoacă, eu sunt Dumitru Silvestru Șoșoacă. Ea, de-a lungul timpului, a purtat mai multe nume, Iovanovici după naștere, Georgescu după prima căsătorie, are și un copil cu numele de Georgescu, Macovei după aceea are un alt copil cu numele de Macovei, după aceea Iovanovici Șoșoacă, și probabil a confundat săraca numele de Iovanovici cu Șoșoacă și a spus că ea e numele ei, ar fi Șoșoacă. Nu. Șoșoacă sunt eu, ea e Iovanovici. Spuneați că v-a făcut viața un calvar, ca să zic așa. Spuneați că avea episoade în care vă certa, în care era agresivă verbal. Este adevărat? Bineînțeles. Adică toată lumea din jurul e certată, pusă la punct, se țipă, se zbiară. Toți în jurul ei merg pe sârmă, efectiv, sau în vârful picioarelor. Nu doar eu. Eu eram singurul, pot să spun, care mă impuneam în fața ei. Din nefericire, după îndelungate discuții în contradictoriu. Dar ea e un zbir, ea e o dictatoare. Doamne ferește pentru cineva să locuiască în preajma ei sau să stea mai mult în preajma ei. Niciodată nu e mulțumit de ceva sau de cineva anume. Tot timpul vrea altceva de la interlocutori, de la persoane apropiate. Niciodată nu e mulțumită de o persoană apropiată, orice ar face respectiva persoană. Și asta o face o femeie indezirabilă. A fost greu să trăiți alături de Diana Șoșoacă? În ultimii 3 ani, da, de când a intrat în Parlament. Până să intre în politică, lucrurile au fost foarte bune și frumoase între noi. Chiar o viață de familie de invidiat. E, de când a intrat în politică s-a schimbat. În rău, din păcate. Dumnezeu ne spunea nouă celor de la televiziunea Tele Europa Nova că simțea de mult că nu o mai iubiți. Probabil era invers. Simțea de mult că nu o mai iubea și nu știa cum să facă să scape de mine. Da, poate că sentimentul din cauza răcelii a devenit și la mine în suflet încet, încet o răceală. Nu vreau să vorbesc despre aspectul familial chiar deloc. Eu aș puncta foarte tare și punctul periculos pe care l-a atins atunci la voi, am impresia, când v-a spus că eu sunt mort. Diana lucrează cu o parte a SIE. Diana a făcut parte cândva din SIE și probabil au reactivat-o. Și mă gândesc că i s-au stricat atât de tare planurile acelei părți a SIE, încât luarea numelui Șoșoacă ar fi o catastrofă pentru ei, deoarece ei investesc în Diana pentru a o băga în Parlament din nou și din nou. Ceea ce e posibil să aibă repercusiuni asupra vieții mele. Acolo, da, e o mare semn de întrebare. Pentru că pe Diana o scapă gura foarte mult și ce vorbește și ce planifică se trezește spunând în live-uri sau iată în interviuri ca la dumneavoastră. Domnule Șoșoacă, vreau să vă întreb, este adevărat că o amenințați pe Diana Șoșoacă cu faptul că veți da publicității poze cu ea goală din duș dacă nu va demisiona? Nu, e o minciună a ei pe care a vehiculat-o la 2 săptămâni după minciuna cu plicul, nu e minciuna, făcătura cu plicul de la Senat. Ea din 2 în 2 săptămâni, nu știu dacă ați observat, vine cu ceva nou pe piață, ceva ca să fie preluat de site-urile de știri sau chiar de televiziune mainstream. Asta face parte din regia ei și cam așa se comportea. E o persoană prefăcută, o persoană falsă. E politicianul perfect. Știți noastră, genul de politicieni care au îngenunchiat România și mai au puțin și o îngroapă. Face parte și ea din ei. Până acum câteva luni, clar, fiind soțul doamnei Șoșoacă, o susțineați. Dumneavoastră vine și spune acum, că ați vândut practic pe bucăți partidul SOS România. Este adevărat acest lucru? Unde naifilor e partidul a vândut? Partidul ăla era partid pe persoană fizică. Statutul era făcut de membru fondator Gib Gabriel să fie partidul unei singure persoane,
partid indestructibil, să nu poată fi dată jos persoana din frunte, adică președintele, niciodată aproape, decât la Congres odată la 4 ani și atunci cu greu. Nu putea, totul stătea în pixul ei și în ștampila ei. Dacă ar fi putut să vândă cineva partidul sau să-l îngenuncheze sau să-l destructureze, numai Diana Iovanovici putea să facă asta, nu Dumitru Silvestru Șoșoacă în calitate de prim vicepreședinte. Și nici de altcineva, să ne înțelegem. Doar Diana poate să facă lucrurile astea. O altă afirmație a doamnei Diana Șoșoacă în cadrul interviului acordat televiziunii Europa Nova a fost faptul că dumneavoastră erați un fel de pier de vară care nu lucra nicăieri, care era frustrat din cauza faptului că soția vă eclipsează, care o funcție mai mare și așa mai departe. Este adevărat acest lucru? Asta e părerea Dianei. Diana are niște păreri contrare normalității. Ea e o excentrică prin tot ceea ce face și, bineînțeles, prin ceea ce spune, mai ales prin ceea ce spune. Eu sunt constructorul politic al Dianei Iovanovici Șoșoacă, să ne înțelegem. Eu am renunțat acum 4 ani la cariera de deputat în Parlamentul României pentru a fi a senator în Parlamentul României. Eu am propulsat-o, eu am dus-o de mână în piață, ea nu văzuse Iașiul niciodată în viața ei, cum nu văzuse nici Timișoara, de exemplu, că toți suntem într-un interviu la televiziunea dumneavoastră, iar după ce am dus-o eu în Iași, la o lună de zile am devenit chiar senator de Iași. Deci vă dați seama că eu am construit-o. Să facă astfel de afirmații defăimătoare sunt o rușine pentru ea și probabil îi vor îngropa cariera politică foarte curând. Pentru că nu e singura afirmație de genul acesta și tot se face de râs continuu, din ce am observat. Acum știți, simpatizanții, la un moment dat erați o pereche, o pereche chiar iubită de către simpatizanții partidului până la urmă. Acum vreau să vă întreb, când s-a rupt legătura dintre dumneavoastră? Pentru că păreați sudați, ca să zic așa, după cum vă spuneam, aveați mii de simpatizanți. Când s-a produs această ruptură? Milioane. Simpatizanții erau milioane, noi am fost sudați la început, exact când mă asculta la milimetru, și cât ținea cont de sfaturile mele, făcea efectiv ce îi spuneam și așa a ajuns senator. După ce a ajuns senator înconjurată de 1000 de sfetnici apărut peste noapte, s-a distanțat de sfaturile mele și s-a distanțat și de părerile mele, s-a distanțat și de mine. Încet, 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 relația de familie s-a degradat și a devenit din antrenor-elev, cum eram în elevă, când eram la început, în tată adolescentă rebelă. Și vrea neapărat să se smulgă de sub mine, să demonstreze ea mie că poate și fără mine. Iată că s-a smuls acum o lună și jumătate și ce va realiza se va vedea. Nu va intra în Parlament. Partidul este sub 4% în momentul de față, deși am lăsat-o cu un partid peste linia de 5, cu mult, cu mult peste linia de 5, nu va mai intra în Parlament din nefericire. Va realiza doar un eșec, atât, din păcate. Domnule Șoșoacă, aproape toată suflarea României a văzut acel live în care doamna Diana Șoșoacă, cu dumneavoastră fiind într-o benzinărie, cumva vă umilia, ca să zic așa. Spunea că totul trebuie să facă ea, că dumneavoastră, în traducere, nu ați fi în stare de nimic. Cum v-ați simțit în acel moment când știați că... M-am simțit ca în alte 10 de lucruri din astea lunar, atenție, 10 de momente de genul ăsta penibile lunar, în public sau oriunde, nu mai conta, ea nu mai avea niciun fel de frână, nu mai avea niciun fel de autocontrol și ca să nu degenereze în ceartă discuțiile astea, de regulă eu vedeam de treaba mea, înghițeam în sec și purtam discuțiile după aceea în privat. Diana, da, nu mai avea niciun fel de autocontrol și făcea asta tot timpul. Cum mă simțeam, vă dați seama, ca naiba. Dar nu a fost o chestiune singulară, vreau să spun că asta era o regulă pentru Diana. Iar apropiații noștri știau. Iar eu le evitam cu diplomație. Dar bine nu mă simțeam, vă dați seama. De asta și divorțez. De asta am și băgat astăzi am băgat divorțul și de acum încolo sper să scap cât mai repede de ea. Și veți lupta așadar să-i luați și numele de Șoșoacă? Da, e numele meu. E normal să fie un război pe numele ăsta. E numele meu. Ea va reveni Diana Macovei. Dacă va reveni și la metehnele useriste
de dinainte de a mă cunoaște pe mine, e doar treaba ei. Dacă va rămâne naționalistă și să pozeze mama națiunii cum face astăzi, iarăși strict treaba ei. Ideea e că numele Șoșoacă nu o să-l mai poarte. Ați vorbit în mai multe rânduri despre kilogramele în plus ale doamnei Diana Șoșoacă și spuneați că mănâncă exagerat de mult. A fost o răutate sau o realitate? Păi, în primul rând, o singură dată am vorbit. Asta a provocat, fiind din studio de nu știu cine, e o realitate. Nu vă uitați la kilograme, hai să fim serioși. Adică ne ascundem după deget. Nu e vorba de că ți-a dat Dumnezeu o conformație genetică nu foarte fericită. E vorba... Și de ceea ce faci tu, comportamentul tău de zi de zi, ea nu are autocontrol. Ea dacă vorbește, zbiară sau țipă. Ea dacă mănâncă, nu se mai oprește. Ea dacă se ceartă cu tine, te desfințează ca om. Ea nu poate să aibă un dialog. Ea te urăște efectiv în momentul în care tu intri în contradicție cu ea. Ați văzut, ea excelează în tot ceea ce face. Dacă se pune la masă să mănânce, excelează. Adică nu mai zic nimic, înțelege fiecare ce vrea de aici. Și totuși, domnule Șoșoacă, ce v-a făcut cu ani în urmă să vă îndrăgostiți de Diana Șoșoacă? Păi cu ani în urmă Diana Șoșoacă nu era așa. Repet, o chema Macovei și mă iubea foarte mult. La momentul acela era o altă persoană, drăgăstoasă, atentă, amabilă, gata să-mi facă pe plac orice aș fi făcut eu, orice aș fi spus. Bine, eu fiind un om echilibrat nu aveam excese de niciun fel. Am format o familie fericită timp de 3 ani și jumătate până a intrat în Parlament. Am reușit să o bag în Parlamentul României, am reușit să fac un partid, să-l construiesc în jurul ei, cu ea vârf de lance, cu care să trec linia de 5% și chiar luasem avans foarte tare, am pus probleme serioase sondajelor de opinie care trebuiau să ne dea sub ceea ce eram noi real. Am fi intrat cu siguranță în Europarlament, am fi intrat cu siguranță în Camera Deputaților cu foarte mulți oameni, am fi intrat cu siguranță în Senat cu un grup parlamentar consistent, dar asta a fost de mult. Acum partidul este în degringoladă, oamenii au dat înapoi și fac trei cruci mari când e vorba să pronunțe numele Diana Ivanovna Șoșoacă, pentru că în sfârșit i-au văzut adevărata față, noua față a Dianei Iovanovici, care nu mai seamănă deloc cu fața de acum 7 ani sau 6 ani sau 5 ani de până să intre în politică. Într-un cuvânt, Diana, atacându-mă pe mine, nu se mai preface, nemai prefăcându-se, lumea o vede așa cum e, hidoasă. Acum, de când este pe scena politică, doamna Diana Șoșoacă, o știm cu toții, o fire temperamentală și așa mai departe. Când s-a produs această schimbare? Că îmi spuneți că atunci când ați cunoscut-o era chiar boemă, ca să zic așa. V-am spus, de la intrarea în Parlament, după ce a intrat în Senat, situația ei s-a îmbunătățit din punct de vedere al faimei, dar asta a fost în contrapartidă cu nazurile pe care a început să le facă și tot mai multe până la din acelea de neiertată, înțelegeți? V-am spus, devenisem într-o relație tată-adolescentă rebelă, care trebuia să-mi demonstreze ea mie că poate și fără mine, de parcă am fi fost într-o competiție noi doi și nu o echipă. A uitat spiritul de echipă, a luat-o pe nume personal totul și din nefericire va dărâma totul. Care a fost cel mai deranjant episod pe care l-ați trăit alături de dumneavoastră? Un episod care v-a făcut, nu știu, să vă simțiți mai mult decât umilit? Nu a fost numai unul, au fost foarte multe. Genul de episod care s-a petrecut atunci la benzinăria aceea. Vă simțeați, nu știu, jignit în orgoliu? Vă simțeați că sunteți sfidat ca bărbat? Eram jignit de-a dreptul. Nu ați observat. Ce să mai... Noroc că n-am pus eu gaz pe foc atunci, că ați fi avut parte de un show și mai mare. Bineînțeles. Ea desfida așa pe toată lumea. Nu doar pe mine, să ne înțelegem, nu era vorba de mine, era vorba de toți din jurul ei, toți tremură de frica ei, toți o consideră un zbir, un tiran. Nu vreau să spun mai multe decât atât. Are probleme psihice și asta o afectează rău de tot. Puteți demonstra acest lucru pentru că este o acuzație foarte gravă? E o acuzație foarte gravă și o demonstrez oricând, dar nu acum la un telefon, ci în fața unei instanțe, în cazul în care voi fi vreodată dat în judecată pentru așa ceva ca să demonstrez.
O acuzație extrem de gravă este și cea făcută de doamna Diana Șoșoacă la adresa dumneavoastră. Mi-a spus la un moment dat că au fost episoade de violență verbală și atenție și nu numai. Diana minte cum respiră. E o mitomană prin excelență. Nu au fost din partea mea, dar au fost din partea ei episoade de violență verbală, care sunt vizibile și din dronă de către orice om care îi studiază un pic comportamentul. Ea urlă și când vorbește singură la telefon, să fim serioși. Dar minte la ceilalți de pe lângă. Poate vorbea despre ea însă și mi-a aruncat mie în cârcă defectele de personalitate. În schimb, eu nu le-am. Sunt mult mai echilibrat. Tare lei de personalitate pe mine nu mă caracterizează. Credeți că doamna Diana v-a fost infidelă? Spuneați ceva și de Luis Lazarus și de alte persoane masculine, ca să zic așa. Nu mi-a fost infidelă până la ceartă. După aceea știu sigur că a avut câteva relații cu nu mai contează de cine și nu mai contează de ce. Astăzi am băgat divorțul și fiecare e liber să-și facă viața cum dorește. Ea poate să-și o facă și praf. Cu cine a avut relații și aveți dovezi în acest sens? Asta e culmea. Nu o să răspund la întrebarea asta.